Rugăciunea de luni. Doamne Iisuse Hristoase, cu adâncă umiliță recunosc și mărturisesc că în toată ziua păcătuiesc împotriva iubirii Tale dumnezeiești. Deci astăzi, că este luni și începutul săptămânii, mă rog cu umilință durerii Tale celei mari, iartă-mi păcatele cele de voie și fără de voie și mi ajută să pun început bun și să port mai multă grijă de sufletul meu, pentru care ai răbdat atâtea dureri atunci când ai fost răstignit. O, Doamne, astăzi îți dau sufletul și trupul meu și voința mea, rugându-Te să fie voia Ta cu mine, după bună plăcerea Ta. Pedepsește-mă, Doamne, după îndurarea Ta în această lume, iar nu în cealaltă viață, și iartă pe cei vii și pe cei răposați pentru rugăciune Sfintei Tale biserici și pe toți ne învrednicește de mărirea Ta în rai. La aceasta pun mijlocitor pe Sfinții Tăi îngeri, către care o zic: O, cereștilor slujitori și păzitori ai oamenilor, vouă mă închin și vă mulțumesc pentru ajutorul și conducerea ce ne-o dați în toate zilele, nouă nevrednicilor și păcătoșilor. Scutiți-mă de vrăjmași și cei văzuți și nevăzuți, ca să nu mai păcătuiesc de acum înainte Dumnezeului meu. Învredniciți-mă să vă văd la moartea mea, stând în jurul meu, și să duceți sufletul meu în cer, ca să se închine măririi feței lui Dumnezeu, iar vouă să vă mulțumesc acolo pentru purtarea de grijă ce ați făcut pentru mine și binele vostru să-l spun cu glas neîncetat în veci. Amin.